În biserica de astăzi se confruntă două curente, două modele de adventism, înainte și după Questions on Doctrine, fiecare cu teologia și teologii lui. Să zicem vechiul adventism și noul adventism. Vechiul adventism spune despre noul adventism că este noua teologie o eroare teribilă. Noul adventism spune despre vechiul adventism că este teologia ultimei generații o eroare teribilă. Cum se va termina acest conflict? Deja semnele se văd și este un tipar ancestral. Deși sunt la cuțite unii împotriva altora, își dau mâna ca să se opună soluției lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor apărute în mare controversă. Așa se va termina dacă trebuie să tragem o concluzie în câteva cuvinte. Practic, noi avem aici de-a face cu două grupări pe care eu le-aș denumi, așa cum ai spus tu, ok, vechiul adventism, noul adventism. Eu aș zice urmașii lui Smith, lui Uriah Smith, și urmașii lui Frum, da? Leroy Edwin Frum. Acesta este peisajul actual din teologia adventistă și din predicarea adventistă și din pastorație și din administrație. Nu există funcționar în biserica asta care să nu facă parte dintr-una din grupări. Sigur, unii sunt inconștienți de această situație, dar eu spun că, luat în serios, controversa asta dintre conservatori și liberali, aici își are originile. Noi avem un grup de teologi, pastori și membri ai bisericii care sunt fidelii lui Uriah Smith și teologiei adventiste din acea vreme. Și avem o altă grupare care sunt fideli și loiali teologiei lansate de cartea Questions on Doctrine, susținută de Frum, evident. Și de colegii lui din acea perioadă, dar practic el a fost motorul. De aceea eu spun că sunt urmașii lui Frum. Cum se deosebesc aceste două categorii? Sau care este motorul motivației lor, să spunem așa? Biserica a avut un singur și un simplu crez până în anii 50. Au descoperit anumite lucruri legate de lege și apoi sfaturile bune referitoare la modul de viață și la comportament și alimentație și sănătate și au construit o doctrină bazată pe aceste lucruri. Dumnezeu a constatat că direcția lor este greșită și a vrut să o corecteze. De aceea a trimis în 1888 pe frații John și Wegener. Da? Ei pierduseră din vedere destinul glorios la care sunt chemați. Încetaseră să îl mai aștepte pe Hristos să iasă de la nuntă, cum zice viziune. Și acum se îndreptau spre lucrurile concrete și practice ale credinței. Cum să prezentăm mai bine adevărurile acestea absolut noi și uimitoare pentru toată lumea creștină? Era un șoc să spună cineva, tu păzești duminica, o să mergi în iad, că asta nu e ziua de închinare. Da? Nu era ușor. Și multe asemenea lucruri. Cu Daniel 8 cu 14. Da? A început în 1844 și decada de cercetare. Oamenii erau absolut uimiți de lucrurile astea, nu le auziseră niciodată în bisericile lor. Și produceau, pe de o parte, interes, pe de altă parte, opoziție totală din partea altora. Ei au construit și au clădit o mișcare bazată pe acest mod de a vedea lucrurile, susținut de doctrine biblice, de versete biblice, toate corect interpretate, considerau ei. Dar unul câte unul au părăsit pe Hristos și s-au întors în Sfânta la teologia populară. Și Dumnezeu a văzut care este situația și a vrut să-i corecteze. Ei s-au opus cu disperare în 1888 aceste intenții de corectare a Domnului. Și au continuat să creadă, să practice și să construiască o biserică internațională bazată pe doctrinele stabilite de pionierii adventiști, îți zice eu, de Uriah Smith.
Aceea era credința sau el era reprezentantul oficial al teologiei adventiste din acea perioadă, pe care Ellen White permanent o mustra. Ea permanent avea ceva de zis că nu e în regulă. Chiar dinainte de 88, Dumnezeu a avertizat-o că acest popor a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Și multe asemenea acuzații, că a intrat în stare laodiceană, da? Ei n-au vrut să țină cont de asta. Considerau că sunt așa niște încercări ale lui Ellen White să-i facă mai zeloși, mai hotărâți, mai vigilenți. Nu era acest adevărul. Acelea erau chiar realități cumplite. Dar pentru că ei nu le vedeau și nu înțelegeau în ce ar consta greșeala a ceea ce fac ei, refuzau să le trateze cu seriozitate. Așa cum, de fapt, s-a întâmplat în toată istoria lui Israel cu prorocii. Totdeauna au fost tratați cu maximă lipsă de respect și de seriozitate. Sigur, după sute de ani au constatat că au avut dreptate oamenii respectivi. E, așa s-a întâmplat și în acea perioadă. Oamenii considerau că Ellen White, da, a contribuit la bunul mers al bisericii, la ridicarea mișcării, la un fel la autenticitatea ei, pentru că ei citeau că Biserica Vremii Sfârșitului are darul prorociei. Și se uitau în celelalte biserici, nu-l vedeau și o constatau că Ellen White chiar are darul prorociei și vorbește numele Domnului. Și s-au mulțumit că avem acolo darul prorociei. Dar avertizările că ei sunt îngerul bisericii la Odiseea, că starea lor nu este bună, au fost complet neglijate. Acum, nu este ușor să accepți când cineva vine și spune, prieten, nu e în regulă cu ce faci tu. Trebuie să recunoaștem asta. Pentru nimeni nu e ușor. Nici în viața de toate zilele, dar mai ales în cauza lui Dumnezeu. Da? Ei erau oamenii funcții de răspundere aleși de Dumnezeu, așa li se spune. Și așa sperau și credeau. Adică ei nu spuneau așa, noi suntem niște simpli funcționari aleși de membrii bisericii, dar n-are nicio treabă Dumnezeu cu noi. Niciodată n-a crezut vreunul din ei așa ceva. În momentul când se punea mâna pe capul lor și li se dădea binecuvântarea, ei considerau că Dumnezeu, prin acești conducători, transferă autoritatea și ungerea asupra lui. Și erau toată viața motivați și mânați de această înțelegere, că Dumnezeu l-a ales în funcția respectivă. Ei, lucrurile nu stăteau așa. Dar ei asta au crezut. Și evident că s-au împotrivit permanent intenției lui Dumnezeu de a corecta lucrurile. Și biserica a mers în această direcție în cele mai multe din segmentele ei. Până când a venit un moment când conducătorii noștri au fost confruntați cu realitatea crudă din lumea protestantă, pe care ei până atunci nu fuseseră obligați să o ia în serios dintr-un anumit considerent și o să explic imediat de ce. Dar au fost confruntați cu această cerere și această întrebare. Vreți să deveniți o biserică creștină respectabilă și apreciată și acceptată de noi, ceilalți creștini? Sau vreți să rămâneți o sectă? Dumnezeu a anticipat această situație. Și cu 5 ani înainte să înceapă dezbaterile și discuțiile despre cine sunt adventiștii și publicarea cărții Questions on Doctrine, Dumnezeu a trimis doi oameni chiar la conferința de la San Francisco din 1950 cu un protest scris. Adică n-au fost niște simple acuzații verbale din partea a doi pastori misionari din Africa. Au fost un protest pus pe hârtie, în care frații aduceau grave acuzații bisericii și conducerii bisericii, spuneau explicit, acestea erau cuvintele, că în practica și predicarea adventistă s-a strecurat un Hristos fals și un Duh Sfânt fals. Și noi astăzi privim în urmă și constatăm că au avut dreptate. Dar frații de atunci s-au ridicat cu o forță fenomenală împotriva lor. Ce urmărea Dumnezeu? Dumnezeu vedea drumul lor, că vor fi atrași din ce în ce mai mult să devină o biserică respectabilă,
după toate criteriile acestei lumi. Și a vrut să-i ajute, să le atragă atenția că ei trebuie să se întoarcă la lumina pe care Dumnezeu a intenționat să o trimită în 1888. Pentru că acești frați asta studiaseră. Ce e cu declarațiile spiritului profetic legat de John Swegener? Că sunt solii Domnului. Că sunt sol cu acreditare divină. Că această lumină urmează să umple tot pământul. Că este cu adevărat solul îngerului al treilea. Numai declarații bombă. Deci, nu erau acolo simple luări de poziție. Erau lucruri extrem de serioase și de grave. Și frații ăștia se întrebau ce înseamnă asta. Și, evident, au ajuns să înțeleagă că Dumnezeu urmărea altceva și avea alt scop cu poporul ăsta. Nu să-l facă o biserică numeroasă pe glob ca toate celelalte biserici creștine. Că priveau și ei în jur și constatau că nu e nicio ispravă să ai 1 miliard de membri sau 500 de mii sau 20 de milioane. Nu e nicio ispravă. Da? Toate celelalte biserici prosperau și adevărul era îngropat în piața de obște. Da? Și evident că Dumnezeu a răspuns intenției lor și le-a deschis mintea să înțeleagă realitățile. Dumnezeu urmărea ca aceasta să fie o avertizare foarte serioasă. Prieteni, trebuie să vă întoarceți pentru că ați plecat pe un drum greșit. Eu vă aștept dincolo de perdea. Voi v-ați dus înapoi la tronul din Sfânta. Nu pot să fac nimic cu voi în situația asta. Nu pot să operez, că eu nu mai mă întorc acolo. Asta e, să fie foarte clar. Lucrarea mea a început cu cei morți. Eu șterg păcatele poporului meu. Și aștept o generație în viață cu care să facă această operațiune. Nu au vrut să asculte. I-au combătut pe frații lui Lancișor, le-au spus că sunt greșiți, au spus că n-au înțeles bine, că trebuie să-și ceară scuze de la biserică pentru o asemenea gravă ofensă și și-au văzut de drum. Și peste câțiva ani se întâmplă discuțiile cu evanghelici. Și imediat biserica a făcut pasul către popularitate. Au șters ușor discuțiile despre sanctuar și despre Mare Zi a Ispășirii, au recunoscut că ispășirea este totală și completă la cruce și toate celelalte care au transformat biserica în ceea ce vedem noi astăzi. Da? E, aceștia sunt, de astăzi, sunt urmașii lui Frum. Ei au îmbrățișat această poziție descrisă și așezată în cartea Questions and Doctrine de fratele Frum și echipa lui. Consideră că acesta este adventismul ăla bun, care poate fi acceptat de bisericile surori. Și principala motivație a acceptării acestui gen de adventism este prosperitatea și succesul. În momentul când păstrezi distinctivele acestea, care ar fi trebuit să fie cheia mișcării advente, cu poziția lui Hristos de dincolo de perdea, ai pierdut popularitatea, ai pierdut interesul oamenilor, toată lumea se ferește, că te declară băieții o sectă și nu mai vine nimeni la tine, nu mai calcă pragul nimeni. Și ca buni funcționari și administratori ai unui concern multinațional, pe tine te interesează dacă ai client sau nu. Odată ce s-a terminat cu clientela, s-a terminat cu firma. Trebuie desființată, intră în faliment, cum zicem noi. Ori ei nu doreau ca firma lor să intre în faliment. Ei doreau ca biserica să aibă succes numeric și financiar. Și cum obții succes numeric și financiar? Făcând prezentarea și predicarea adventistă ușor de acceptat pentru oamenii din lume care trebuie câștigați. Pentru că dacă nu există o creștere numerică, la un moment dat, biserica se destramă, pentru că membrii mor și ai rămas fără obiectul muncii. Ce trebuie să facă un funcționar ca să fie prosperă biserica lui? Păi, în primul rând, să aibă grijă ca ceea ce predică și crede să fie ușor de înțeles și de acceptat de alții care nu sunt membri ai bisericii, ca să poată veni.
Dacă tu prezinți lucruri ciudate care nu sunt crezute în creștinism, de ce ar veni cineva dintr-o biserică protestantă sau catolică sau ortodoxă, de ce ar veni la tine? Ce să caute? Nu? Tu trebuie să îi arăți și să-i demonstrezi niște motive extrem de serioase ca omul să-și părăsească credința lui să treacă aici. Dar dacă este complicat și ciudat și neacceptabil public în celelalte biserici, pentru că ei imediat vin cu expresia asta, nu e biblic. Lucrul ăsta nu e biblic. Dacă nu e biblic, trebuie să-l părăsim. Ori deja lumea creștină s-a stabilit că nu e biblic asta cu sanctuarul. Da? Asta e o prostie a adventiștilor care să salveze fața. Că au luat-o în barbă în 1844 și acum s-au agățat de el așa ca să justifice existența. Da? E? În momentul în care biserica creștină în general, la punctele distinctive ale acestei mișcări, au spus, asta nu e biblic, asta nu e biblic, s-a terminat. Nu mai ești biserică creștină. Și ca să fim biserică creștină, fratele Frum și echipa lui au aranjat expresiile, cuvintele, mentalitățile, doctrinele să pară biblice și autentice. Și astfel au obținut ceea ce cred înși, succes financiar și numeric. Și eu constat permanent când este vorba despre dacă ne facem datoria și ne facem partea. Eu mă uit cum măsoară dânsii lucrul ăsta, că ne facem datoria. Și singurul lucru pe care îl aduc în discuție este câștigul numeric, botezurile. Uite, am avut atâtea botezuri. Un pastor își justifică meseria și salariul prin numărul de membri pe care îi aduce cât lucrează într-o biserică. Nu există alt criteriu de evaluare. Numărul de membri. Cât ai botezat. La asta se limitează interesul lor. Sigur, public ei anunță 1001 de educație, facere de bine. Totul se reduce la numeric. Pentru că dacă biserica ta nu crește, ci scade prin moarte, peste 5 ani nu mai e biserică. Nu? Trebuie să câștigi noi membri. E? Asta se întâmplă acum cu urmașii lui Uriah Smith și urmașii lui Frum. Deși teologic sunt total opuși unii altora și se anatemizează unii pe alții, în realitate și-au dat mâna și fac tot ce se poate ca acest adevăr prețios al poziției lui Hristos de dincolo de perdea să nu ajungă la urechile membrilor, iar acolo unde ajunge, iau măsuri extrem de serioase împotriva lor. Așadar, ei au căutat prietenia cu lumea și au devenit vrăjmași Domnului, pentru că noi știm că prietenia cu lumea este vrăjmășie împotriva Domnului. Da, adevărat. Și ei justifică această poziție, știu și ei lucrul ăsta, și justifică această poziție explicând celor care le contestă drumul, că ei la asta sunt chemați. Să mențină biserica în această formă, cu aceste doctrine și cu scopul ei unic de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Dar, în realitate, această să ducem Evanghelia până la marginile pământului se limitează, de fapt, la prozelitism. Să botezăm pe cât mai mulți în biserica noastră. Pentru că dacă se limitau doar să anunțe vestea bună că Hristos a murit pentru voi, nu era nevoie să-i mai aduci biserica adventistă sau să faci o biserică adventistă. Da? Le spune oamenilor, primiți-l pe Hristos, acceptați-l, el e mântuitorul vostru, el vă salvează, el vă duce în cer și se limitau la atât. Dar nu. Toate prezentările noastre publice, evanghelistice, au la sfârșit un bazin de botez. Eu știu, asta s-a întâmplat la noi imediat după Revoluție, când a devenit publică, pentru că până atunci noi nu aveam voie să facem genul ăsta de propagandă. Dar imediat după Revoluție au venit un mare vorbitor american la sala Palatului, cea mai mare sală din București, din România, evanghelizare, o săptămână sau două, nu știu cât a durat, și la sfârșit botez public.
Și așa se întâmplă și astăzi, peste tot în lume. Zilele trecute urmăream o evanghelizare ținută chiar de președintele Conferinței Generale. Bazinul de botez era acolo, pe scenă, pregătit pentru final. Da? Asta înseamnă să duci Evanghelia la marginea pământului, să botezi oameni cât mai mulți în biserică. Așa motivează dânsi activitatea și instituția formată în acest fel. Să păstreze biserica pe picioare, funcțională, aducând noi membri și având, evident, prosperitate financiară. În loc să lăsăm pe Duhul Sfânt să-și facă el lucrarea, așa cum știe mai bine, devenim noi speaker motivațional și motivăm oamenii să intre în apa botezului. Da, deși nu contesta asta că Duhul Sfânt trebuie să lucreze. Toți spun asta teoretic. Dar nu l-au lăsat să-și Duhul Sfânt facă trebuie lucrarea. Să lucreze. Păi, Duhul Sfânt nu este acolo unde l-au garat ei. Ei îl vor pe Duhul Sfânt să le dea succes. Asta e. Peste tot, în orice domeniu succes. În viața personală, în viața de familie, în viața de biserică, în societate, în lume, în afaceri, în bani. Toți așteaptă de la Duhul Sfânt succes. Duhul Sfânt nu va da succes aici. Succesul Duhului Sfânt este să înlocuiască legea păcatului și a morții cu legea Duhului de viață. Să vină să locuiască în templele goale. Asta este intenția Duhului. Altceva nu folosește și nu face Duhul Sfânt. Și ne-a demonstrat lucrul acesta magistral în omul Iisus Hristos, care nu a căutat acest succes pe care îl caută orice om, de fapt, nu trebuie neapărat să fie adventist. Orice om inteligent de pe această planetă caută succesul, să evolueze, să fie o persoană mai bună, o versiune mai bună, de ce nu? Da, și toți ai noștri, inclusiv pastori sau membri, toți alergă după așa ceva. În asta constă binele suprem. Să progresezi, să înaintezi, să te dezvolți, să fii mai bun astăzi decât ieri. Aceeași goană după vânt. Nu este nicio ispravă în așa ceva. Iată cum evaluează marile personaje ale acestei bătălii, produsul ei final, cartea Questions on Doctrine. Frum, Questions on Doctrine a completat lungul proces de clarificare, de rectificare a concepțiilor eronate, al declarațiilor de adevăr înaintea bisericii creștine și a lumii. Da, asta e poziția fratelui Frum și explicația lui este cât se poate de corect cu ceea ce a făcut practic din carte și apoi ce a făcut cartea din biserică. Da? Iată, a completat lungul proces de clarificare. Deci, biserica era într-un proces de clarificare. Nu erau clarificate lucrurile în Biserica Adventistă, spune el. Da? Biserica era într-un lung proces de clarificare a credințelor și practicilor ei. Și cartea lui, lucrarea lor, a completat. Deci, de acum e gata. Vezi logica? Lungul proces de clarificare acum a fost completat de noi. Am adus o îmbunătățire, o clarificare și am prezentat la un nivel superior ceea ce biserica se chinuia în decursul experienței ei să facă. Bun, asta e primul aspect de clarificare și apoi un lung proces de rectificare a concepțiilor eronate. Vreau și eu să întreb, de câte ori biserica, după ce și-a stabilit doctrina, a venit și a spus public, în cadrul conferinței generale, oficial, noi la acest punct am avut o părere eronată și trebuie să o schimbăm. Nu s-a întâmplat niciodată. Da? Când mai înțelegeau câte un lucru, elegant așa și fiind, treceau pe lângă problemă și ziceau, acest aspect ar trebui văzut în felul acesta. Dar nu lucruri esențiale, chestiuni de serioase de doctrină, de punct fundamental. Deci în istoria acestui popor n-a existat niciodată când un punct fundamental să trebuiască desfințat. Rectificat, nu? Concepțiilor eronate. Concepțiile eronate stă așa la interpretare, la prezentare, că un vorbitor vine cu o idee un pic mai năstrușnică, mai corectăm ceva acolo, dar nu la punctele fundamentale. Alea nu au nimic de corectat. Da? Ei, fratele Frum, despre asta vorbește aici. Da? De, rectificarea concepțiilor eronate și apoi al declarațiilor de adevăr
înaintea bisericii și adventiste și creștine, da? Și a lumii. Deci, ce spune el? Noi vrem să arătăm adevărata față a adventismului, bisericii creștine și lumii. Ce discutăm noi între noi aici poate să fie oricât de varză. Ce spunem noi lumii despre noi, aia e adventismul. Da? Este public relations. Nu este realitatea de biserică. Este fața pe care noi, conducătorii, am vrea ca voi să o vedeți. Da? E, asta e părerea dânsului despre ce au făcut acolo. Am clarificat procesul ăsta lung, da? Și am corectat concepțiile eronate, le-am rectificat. Care sunt câteva din concepțiile eronate pe care le-au clarificat ei? 1. Că noi adventiștii credem ca și voi cu privire la jertfa lui Hristos. Acolo s-a făcut ispășirea totală. A, că noi credem că după aceea e o aplicare a ispășirii oferită de Hristos în serviciul lui din sanctuar, asta e altă treabă. Da, ispășirea e clară la cruce. Da? Ellen White, ca profet. Noi spunem, noi suntem biserica autentică pentru că avem spiritul profeției. Dumnezeu continuă să vorbească acestui popor și lumii printr-un membru al Bisericii Adventiste, Ellen White. Ei au venit și au spus, a, nu, nu avem un profet, nu suntem sectă, doar sectele au profeți. Nu, Ellen White a contribuit și ea, a fost o persoană inspirată de Dumnezeu, talentată, dedicată cauzei și a participat cu înțelepciunea ei și cu darurile ei speciale pe care Dumnezeu i le-a dat la bunul mers al bisericii. Dar noi nu avem nicio doctrină stabilită de Ellen White. Noi totul am făcut studiind Biblia. Bărbații noștri de credință s-au plecat asupra Scripturii, au înțeles aceste adevăruri și cu privire la sabat, și cu privire la nemurirea sufletului, și cu privire la rai și iad, cu privire la marea controversă, și am stabilit niște puncte fundamentale de credință. Nu este Ellen White implicată în procesul ăsta. Da? Și multe asemenea. E, acest adventism prezentat de Questions and Doctrine a fost predicat în seminariile adventiste, îmbrățișat de tinerii pastori adventiști și acum predicat în bisericile adventiste din întreaga lume. Asta este adventismul ăsta, corectat și rectificat de frații din acea perioadă. Andreasen, cea mai subtilă și periculoasă eroare, o foarte periculoasă erezie. Fratele Andreasen are dreptate 100%. Pentru că asta a produs spargerea bisericii în două curente. Până atunci noi n-aveam liberali în biserică. Cartea Questions on Doctrine a produs această fragmentare și de aceea avem astăzi, ca orice biserică care se respectă, conservatori și liberali. Unii vor să se țină cu strictețe de ceea ce au făcut părinții noștri în trecut, alții spun, am evoluat, lucrurile s-au schimbat, nu se mai potrivește ce au crezut bunicii noștri în anii 1900 cu ceea ce se întâmplă acum. Lucrurile trebuie actualizate. Trebuie să le rectificăm în lungul proces de corectare, cum zicea fratele Frum. Fără asta nu rezistăm. Deci murim și dispărem ca toți ceilalți, dacă nu actualizăm credința și practica adventistă. Și ei se consideră salvatorii biserici. Noi am scos-o din mocirla trecutului, din rugina secolelor apuse. Conservatorii spun, nu, asta e o depărtare de la credința noastră. Și au dreptate, e o depărtare față de ce au crezut ei. Din păcate, nici ceea ce au crezut ei nu era ce trebuie. Asta e ceea ce ei nu știu. Și poziția fratele Andreasen este corectă, după părerea mea. Nu în sensul acesta că era bună credința aia noastră veche, ci că ce-ați făcut voi acum așează biserica pe o traiectorie complet greșită și o va duce și mai departe de intenția lui Dumnezeu cu ea. În asta constă pericolul. Și de aceea noi îl apreciem pe fratele Andreasen și pentru curajul pe care l-a avut să se opună acestei schimbări dramatice de macaz
în istoria și teologia adventistă. Knight. Questions on Doctrine se califică fără efort ca fiind cea mai dezbinătoare carte din istoria adventismului de ziua a șaptea. Fratele George Knight, deși el este purtătorul de drapel al acestei noi viziuni despre adventism, a zice unul dintre cei mai buni urmași ai lui Froome, totuși îl recunoaște aici că această carte a produs toate dezbinările posibile. De aici avem noi spargerea bisericii și apoi toate mișcările astea independente care au clamat vechiul adventism. Noi suntem cu adevărul ăla vechi și bun. Și astăzi în România sunt o grămadă de mișcări și de luptători. Fraților, înapoi la adevărul ăla adventist al nostru, nu la ce au făcut ăștia acum cu el, că s-a ales praful de mișcarea noastră. Nu, adevărul ăla vechi al lui fratele Uriah Smith. Da, așa cum sunt. Da? George Knight recunoaște lucrul ăsta în declarația asta, că această carte este cea mai dezbinătoare cu putință. Dar, în același timp, îi îmbrățișează teologia, a predicat-o și a pregătit generații de pastori la nivel de vârf al școlii teologice adventiste în această direcție. Că adventismul lui Uriah Smith este expirat și că noi trebuie să îmbrățișăm acest creștinism nou, autentic, modern, practic, da? Care dă rezultate. Iată, biserica a crescut la peste 20 de milioane. Nu vă e clar că asta e drumul, spune-i, pentru că se justifică cu rezultate. Biserica prosperă financiar. Da? Cu toate că el deplângea lucrul ăsta și numea biserica adventistă doamna grasă care nu mai încape pe ușă și că e cazul să se mai taie din porția de, da? de bani. Da, asta e fratele George Knight. El este acum citat cel mai des cu privire la bătălia din jurul anului 1888, cu privire la bătălia din jurul sanctuarului. El este personalitatea, pentru că a și scris foarte mult, sunt foarte multe cărți ale lui, care sunt îmbrățișate și acceptate oficial de biserică și frații nici măcar nu se tem să îl citeze permanent de câte ori au o dezbatere sau o discuție cu cineva legat de aceste subiecte. Douglas. Cele mai multe, dacă nu toate, așa zisele grupări dizidente sau independente din ultimii 45 de ani, sunt rezultatul direct al pozițiilor explicite sau implicite, susținute de Questions on Doctrine la subiectul ispășirii și întrupării. De asemenea, fratele Douglas are dreptate 100%. Cu adevărat, toate aceste mișcări independente din ultimii 45 de ani s-au cramponat de această schimbare dramatică de peisaj. Fratele Douglas a fost unul dintre membrii oficiali ai grupului 88 din America, condus de frații Whelan și Short. Și era la curent cu lumina despre 88 și intenția lui Dumnezeu cu poporul ăsta. Și eu am urmărit cu atenție evoluția lui, scrierile lui. Permanent a fost ancorat în această solie și noi ne-am bucurat pentru el. Și el recunoaște aici că problema principală adusă de Questions on Doctrine și care a produs acest val de mișcări dizidente și de grupări separate de centrul lucrării a fost cu privire la subiectul ispășirii și al întrupării. Da? Unde s-a făcut ispășirea? Biserica creștină populară strigă la cruce. Mișcarea Advent a venit și a spus nu la cruce. După 1844, când Hristos a început această lucrare de ispășire. Și biserica s-a fragmentat pe aceste subiecte. Și evident, întruparea lui Hristos. Pentru că înainte de 1950, când a apărut această schimbare dramatică, poporul nostru credea și predica, membrii corpului pastoral și al teologiei populare de atunci, că Hristos a
fost un membru al rasei umane cu toate problemele naturii umane, adică carne din carnea noastră și trup din trupul nostru, cu problemele umanității, așa cum a găsit-o el după 4.000 de ani de păcat și degenerare. În momentul când fratele Frum și-a început opera, în dezbaterile cu protestanții, cu evanghelicii, bineînțeles că primul subiect a fost natura lui Hristos. Pentru că protestanții și evanghelicii statelor, din Statele Unite de acea perioadă moșteniseră din Biserica Catolică de unde ieșiseră credința aceasta că Hristos este un membru al divinității care a coborât pe pământ și a luat un trup uman ca să poată fi văzut și așa, și și-a dat viața ca jertfă, a făcut ispășirea, asta trebuia să facă, de asta a venit ca să moară și a plecat înapoi la cer. Și acum e bine mersi acolo. Da? Ei, dezbaterile pe acest subiect au fost teribile și îndelungate. Ce constat eu astăzi este că niciunii n-aveau dreptate. Nici urmașii lui Uriah Smith, nici urmașii lui Edwin Frum. Ambele poziții sunt greșite. Poziția corectă este aceea: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Se referă la Domnul Hristos. Deci, El este ridicat din mijlocul nostru, n-a venit de undeva. E adevărat, Duhul Sfânt care locuia în El a venit de undeva. Dar noi nu spunem despre Hristos că este Duhul Sfânt. Noi spunem Iisus Hristos. Natura umană și natura divină se uniseră și au produs omul Iisus Hristos. Așa este poziția corectă despre Hristos. Și bineînțeles că este o poziție totală din partea ambelor grupări de ucenici. Și ucenicii lui Smith ne contrazic și ne combat, și ucenicii lui Frum ne contrazic și ne combat, ei mai ales fiind în poziție oficială. Da? Pastori, teologi și angajați ai bisericii. Așa cum a fost dezbatere în iudaism când a venit Hristos. Fiecare avea o părere despre cum urmează să vină Mesia și se certau între ei. Dar când a venit adevăratul Mesia, niciuna, nici alta din poziții n-a fost corectă. Adică nu ne-am trezit cu această realitate. Uite, domnule, farisei au avut dreptate. Au înțeleseseră corect. Nu. Toți înțeleseseră greșit și l-au evaluat greșit pe Hristos. Pentru că așteptau altceva de la el. Tot așa și astăzi. Nu va fi mâine o discuție, uite, domnule, ucenicii lui Smith au avut poziția corectă, l-au înțeles corect pe Hristos, sau ispășirea. Nu va fi așa. Exact cum s-a întâmplat atunci. Un grup mic de oameni înțeleg aceste realități, le acceptă cu bucurie pentru că ei au ținut pasul cu lumina. Da? A venit solia îngerului al treilea și ei au înaintat în slava ei crescând. Asta îi face să nu facă parte nici dintre ucenicii lui Uriah Smith, nici ai lui Frum. Satan a profitat tot timpul de aceste confuzii în poporul lui Dumnezeu și a reușit în final, noi vedem acum, uitându-ne în istorie, să-și bată joc fie de o tabără, fie de cealaltă. De ambele tabere și-a bătut tot timpul joc și de Dumnezeu, până la urmă. Am văzut cum au evaluat acești bărbați cartea. Aș vrea să știu cum evaluezi tu cartea astăzi. O catastrofă rezultată din respingerea luminii pe care Dumnezeu a trimis-o. Eu o văd ca fiind poziția bisericii față de avertizarea lui Dumnezeu prin frații William și Short în 1950 la sesiunea Conferinței Generale de la San Francisco. Practic, cartea aceasta i-a dat o palmă peste gura lui Dumnezeu și i-a spus: nu suntem de acord cu ce spui tu, că predicarea și practica adventistă s-a strecurat un Hristos fals și un Duh Sfânt fals. Noi credem că este Duhul autentic și un Hristos autentic. Prin urmare, nu ne interesează poziția ta. Asta este, la mod concret, cartea Questions on Doctrine. O palmă peste gură lui Dumnezeu, lasă-ne în pace cu lumina nouă și cu inovațiile tale. Noi știm să evaluăm singuri ce e cu Hristos și ce e cu ispășirea, nu ne interesează poziția ta. Nu suntem de acord
cu evaluarea pe care o faci tu, că s-a strecurat un Hristos fals în predicarea și practica noastră. Și Dumnezeu a trebuit să facă pasul înapoi, să se retragă și să-i lase pe acești frați să modeleze biserica și felul de viață al acestei biserici după metodele lor. Practic, ei au garantat că poziția luată de fiecare dintre ei, când unul după altul s-au întors în Sfânta, acum la nivel oficial. Asta e poziția. Neprihănirea prin credință este doctrina fundamentală a creștinismului, pe care o îmbrățișează toți frații noștri din toate bisericile. Și acum și noi venim public și recunoaștem că aceasta este Evanghelia. Și noi le spunem, s-a strecurat un Hristos fals, care se dă drept Hristos și a preluat lucrarea lui Hristos, care este neprihănirea prin credință, din prima fază a lucrării lui. Deci, asta a făcut, după părerea mea, cartea cu Ești Sondat. Dacă ispășirea a avut loc la cruce, de ce o persoană de pe această planetă ar deveni adventistă? Dacă deja este mântuită, un creștin, baptist, Martorii lui Jehova și așa mai departe. De ce ar trebui să devin adventist dacă eu deja am mântuirea? Pentru că ce avem noi diferit ca adventiști? Avem niște restricții. Nimeni nu vrea restricțiile de genul ăsta care par puierile, să nu mănânci carne de porc, nu mai mănâncă nimeni carne de porc sau foarte puțin. Toți au înțeles că nu este bună sau mulți au devenit vegani, vegetariani, fără să fie adventiști, fără să fi citit vreodată pe Ellen White. De ce să devin adventist dacă ispășirea a avut loc la cruce? Ce îmi oferă adventismul în plus? Păi asta e singura cale de intrat în cer. Adică, bun, ai fost mântuit la cruce, dar acum mai sunt câteva lucruri despre care tu n-ai știut. Asta cu păzirea poruncilor, nu prea ai știut-o. Da? Aici este confuzia adusă de ucenicii lui Frum. Că îmbrățișează pe de o parte poziția protestantă, că ispășirea e completă la cruce, dar în același timp nu recunosc faptul că un bun baptist n-are rost să fie botezat la adventiști. Eu n-am auzit niciun caz în istoria bisericii, când un penticostal, un baptist, un ortodox, un catolic au venit la biserică și au fost refuzați. Și li s-a spus, nu, păi n-are rost să te botezi la noi. Tu dacă ai acceptat adevăr nou și lumină nouă, du-te în biserica ta acolo și fă-ți datoria. Vorbește cu ei, explică-le, ajută-i și pe ei că sunt frații tăi. De ce îi părăsești civil la noi? Și situația devine și mai confuză când liberalii spun nu trebuie să facem eforturile conservatorilor pentru că oricum nu putem să ținem legea. Când Domnul va veni, ne va îndreptăți și atunci se vor sfârși aceste lupte. De ce să devin adventist? Repet întrebarea. Nu are niciun sens. Tocmai de asta martorul credincios spune nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Da? De aici vin o mulțime de confuzii și conflicte. Și efort deșert și fără sens. Pentru că orice îi face, din situația asta când nu ai aur, haină, doctorie, orice ai întreprinde tu, poți să botezi tot globul pământesc în Biserica Adventistă. Nu se rezolvă nimic. Asta este chestiunea pe care dânsii nu pot să o înțeleagă. Și luptă în continuare să facă misiune, să boteze, să câștige suflete la Hristos. Dacă Hristos a făcut ispășire pe cruce, sufletele sunt câștigate, nu trebuie să le mai câștigați voi. Da? Astea sunt realitățile crude pe care le trăiește acest popor. Este clar că noul adventism este conceptual opus doctrinei sanctuarului, chiar dacă nu recunoaște acest lucru deschis. Mie mi se pare că mărul discordiei este pasajul din Christ in His Sanctuary, 153. Cei care trăiesc pe pământ, când mijlocirea lui Hristos încetează în sanctuarul de sus, trebuie să stea în picioare, fără mijlocitor, în fața unui Dumnezeu sfânt. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie curățate de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin efortul lor susținut, ei trebuie să fie biruitori în lupta cu nelegiuirea. Da, acest paragraf a produs multă dezbatere și dezbinare și
înțelegerea lui corectă ar fi salvat o mulțime de lor de poziție greșite cu privire la ce e cu poporul lui Dumnezeu de astăzi, ce se întâmplă cu el, ce așteaptă și unde trebuie să ajungă. Este adevărat, aici este o cheie pe care, din păcate, eu constat că ei o pierd. Pentru că pasajul este folosit să-i acuze pe urmașii lui Uriah Smith că ei pretind și învață poporul că vine un moment în experiența adventistă când oamenii vor trăi independenți de Dumnezeu, adică fără nicio legătură cu Dumnezeu. În sensul acesta, ajung la desăvârșirea absolută, ajung la păzirea poruncilor total, complet și fără greșeală și, prin urmare, nu mai au nevoie de Dumnezeu. Da? Asta înseamnă pentru ei, fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu sfânt. Ei așa interpretează acest pasaj. Noi le spunem că asta este o înțelegere greșită și că nimeni nu pretinde așa ceva și că nici urmașii lui Uriah Smith, dar nici noi, cei care apreciem lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, nu vedem așa acest pasaj. Pasajul spune foarte clar, mijlocirea lui Hristos s-a încheiat în momentul când El și-a terminat lucrarea în Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii. Nu mai e nevoie de mijlocitor. Nu că respectivii au ajuns la un așa nivel încât ei spun, mulțumim frumos, nu mai e nevoie. Nu, pentru că mijlocirea asta și acoperirea au urmărit un singur lucru. Să aducă pe poporul lui Dumnezeu în această fuziune cu divinitate. Omenescul unit cu divinul nu comite păcat. În acel moment nu mai este nevoie de mijlocitor. Nu mai e nevoie de cineva la mijloc. Pentru că cele două părți s-au unit. S-a terminat vrăjmășia dintre Dumnezeu și om. Exact, exact. S-a ajuns acolo unde intenționa Dumnezeu. Asta a fost rolul mijlocirii, să-i păstreze în viață până când ajung să se unească cu divinitatea. Când s-au unit, nu mai e nevoie. Mijlocirea a încetat. În acest sens, este o prostie colosală să spui că oamenii ăștia din acest moment trăiesc independenți de Dumnezeu. Acum trăiesc ca niciodată mai uniți cu divinitatea. Acum omenescul și divinul s-au unit. Dumnezeu în sfârșit a ajuns acolo unde trebuie, în casa lui, în tabernacolele lui goale, spunem noi. Da? E, în jurul acestui paragraf sunt mari bătălii și, după părerea mea, pe o premiză complet eronată, pentru că niciodată nimeni n-a pretins în biserica asta că se poate descurca independent de Dumnezeu. Sau că ajunge la un anumit nivel încât nu mai e nevoie de Dumnezeu. Nimeni în întregul și vastul univers al lui Dumnezeu nu trăiește independent de Dumnezeu. Cu toate că nu au nevoie de mijlocire. Acolo nu există mijlocire și mijlocire pentru ei. Toți sunt uniți cu divinitatea, deci uniți cu Dumnezeu. Nu poți să spui că există așa ceva, viață independentă de Dumnezeu. Dar, da, așa cum am zis, te aștepți de la tot felul de lucruri trăsnite din partea Îngerului Bisericii la Odiseea. Știi? Exista o emisiune la televiziunea română cu ani în urmă, nu mai știu acum cum este, dar pe vremuri era o emisiune faimoasă, copiii spun lucruri trăsnite. Da? Noi constatăm astăzi că teologii și administratorii Bisericii la Odiseea spun lucruri trăsnite și asta creează ceartă, dezbinare, argumentație inutilă și pierderea sensului identității pe care Dumnezeu clar a stabilit-o acestui popor. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Cum crezi că se raportează cele două curente teologice din adventism la aceste două declarații ale spiritului profeției? Înțelegerea corectă a slujirii din sanctuarul ceresc este temelia credinței noastre. Mințile credincioșilor au fost îndreptate către sanctuarul ceresc, unde Hristos a intrat să facă ispășire pentru poporul său. Prima categorie, urmașii sau ucenicii lui Uriah Smith, acceptă teoretic că aceste declarații sunt corecte. Deci nu le contestă,
nu le consideră deplasate sau să se ferească de ele. În predicările lor, în prezentările, în cărțile publicate de ei, ei recunosc că acestea sunt realități. Diferența este față de cum le vedem noi, că ei nu acceptă că în Marea Zi a Ispășirii, Marele nostru preot operează o schimbare în viața poporului său. Ei consideră că lucrarea asta de mare preot stă în asta, să ofere putere și inteligență și lumină sfinților ultimei generații, ca ei să poată obține biruința asupra oricărui păcat sau defect sau greșeală. Deci este un fel de putere la lucru care să te ajute pe tine care vrei să scapi de un păcat, să capezi puterea să scapi de el. În asta constă pentru ei lucrarea marelui nostru preot. Nu este niciun fel de unire dintre uman și divin, de venirea Duhului Sfânt în templul inimii, decât tot așa, la ploaia târzie, ca o putere. Ei văd ploaia târzie doar ca succes evanghelistic. Adică avem o așa argumente și ne dă o așa tărie în prezentare, încât îi punem jos pe opozanții lui Dumnezeu. Adică un fel de energie sau da, în ce da. Sens? Putere morală, psihică, spirituală. Dar nu Dumnezeu venind să locuiască în templul inimii. Ei contestă cu desăvârșire și la fel de violent ca toți ceilalți, ca opozanților din familia lui Frum. Dar teoretic ei acceptă că înțelegerea corectă a slujirii în sanctuarul ceresc este temelia credinței noastre. În sensul ăsta că a început lucrarea de cercetare, judecata. Dar în niciun caz că e vorba despre o curățire a păcatelor și de o ștergere a lor reală, concretă, în cărțile din cer pentru cei morți sau în viață pe picioare pentru cei care trăiesc în ultima generație. Ei contestă fundamental asta. Iar urmașii lui Frum nici nu vor să audă de asemenea declarații. Pur și simplu le-au îngropat. Le-au aruncat la lada de gunoi. Pentru că declarațiile astea le spulberă întreaga coșmelie. Ei trebuie să recunoască, dacă le acceptă, ei trebuie să recunoască în fața prietenilor lor din celelalte biserici că au făcut o greșeală în anii 50 și cartea cu Ancient Sound Doctrine este greșită și noi renunțăm la poziția luată de ea. Ceea ce ar însemna pentru ei, din punctul lor de vedere, devastator pentru succesul bisericii. Dintr-o dată am devenit o sectă ciudată, nu ne mai calcă nimeni în pragul, s-a zis cu noi. Și ce faci cu atâția funcționari, cu atâția pastori, cu atâția conducători la toate nivelurile? E plină lumea de organizații adventiste. Ce faci cu funcționarii ăștia toți? Trebuie să se apuce de altceva, că nu mai funcționează ce au făcut ei până acum. Sub nicio formă nu vor accepta aceste două poziții. Ceea ce mă șochează pe mine este cum funcționează acest mecanism, considerând că este Duhul Sfânt care conduce, când noi știm că o împărăție nu poate fi divizată împotriva propriei împărății. Duhul Sfânt nu poate să fie și liberal și conservator. Trebuie să aibă o poziție fermă, pentru că altfel nu ar fi Dumnezeu. Nu putem, cuvântul vostru să fie da, da și nu, nu. Nu înțeleg cum funcționează lucrul ăsta și cum membrii acceptă această dualitate. Sunt în situația asta pentru că nu sunt de acord să evalueze corect ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Ei recunosc toți că nici fariseii, nici saducheii n-aveau dreptate. Și că nu era posibil să fie același duh și colo și colo, așa cum ai spus tu acum. Frații noștri de astăzi recunosc lucrul ăsta. Dar nu cred că se poate întâmpla astăzi. Asta e chestiunea. Deși văd și ei că sunt două curente majore în biserica asta. Văd și ei pe urmașii lui Iuraia Smith și pe urmașii lui Frum, acționând și contrazicându-se și acuzându-se unii pe alții. Și totuși nu reușesc să înțeleagă că Hristos nu a fost nici fariseu, nici saducheu. Că Hristos n-a venit să dea dreptate și să confirme credința nici a urmașilor lui Smith, nici ai lui Frum. Da? El era deosebit și separat de toți. Nu se potrivea credința lui nici cu unii, nici cu alții. Este exact ce se întâmplă astăzi. Și noi de asta am îmbrățișat lumina foarte prețioasă trimisă acestui popor. Pentru că
Ea ne ajută să-L cunoaștem corect pe Hristos și să rămânem nemișcați și neafiliați în niciuna din mișcările astea dizidente. Noi l-am urmat pe marele nostru preot dincolo de perdea. Nu suntem în război nici cu farisei, nici cu saducheii, nici cu conservatorii, nici cu liberalii. Noi doar atragem atenția că omul Iisus Hristos este membru al rasei umane și că este prototipul pentru noua familie de oameni, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Aceasta este poziția noastră, care nu este îmbrățișată nici de vechiul adventism, nici de noul adventism. Și nu ne este rușine să ieșim public și să spunem foarte clar și explicit, ambele poziții sunt greșite și Dumnezeu ne așteaptă dincolo de perdea la mare zi a ispășirii pentru cei vii.